MBS nu există MBS, există Balmaș. Eram la bar și am băut destul de mult. Așa, ce bine, ce bine. Nu suntem 100% fine dining, da. Suntem un casual fine dining. E o structură cămilă între un meniu de degustare și un meniu a la carte, e important. Și în același timp încurajăm și sunatul pentru anularea rezervării, dacă se poate. Hei, ce mâncăm azi? Bunătăți gătite în stil neoromânesc de către șef Mihai Toader la Soro Lume, un restaurant cochet cu inserții tradiționale, unde mâncarea este gătită pe foc deschis în cuptorul cu lemne. În acest episod am plăcerea de a afla povestea restaurantului de la ownerii acestuia, Melinda Teohari și șef Mihai Toader. Bună, Melinda! Bună! Bună, Mihai! Bună ziua! Vă mulțumesc că m-ați primit în atmosfera călduroasă a Soro Lume. Mare drag! Voi începe prin a vă întreba care este povestea acestui restaurant și de ce Soro Lume? Mihai, te rog! Mare că tu ești o doamnă și după ce drăguț, că nu știu ce vrea să zică de aia! Am aflat de la o cunoștință că locul ăsta e disponibil. Și ne-a plăcut foarte mult că am fost aici și am mâncat la un moment dat, că era un alt restaurant aici. Și ne-a plăcut foarte mult și ne-am gândit că ar fi o oportunitate dacă am putea să luăm noi spațiu și să colaborăm. Și am venit cu propunerea de colaborare și cam de aici a venit ideea restaurantului. Și de ce Soro Lume? De ce denumirea aceasta? Păi asta e conceptul, să zic așa, adică din punct de vedere al structurii restaurantului și tot ce s-a povestit Melinda, exact așa s-au întâmplat lucrurile, dar eu aveam în cap un alt restaurant, să zic așa, și eu aici cu Melinda ziceam, bă, facem un restaurant drăguț, micuț, uite, bucătăria micuță, câteva, da. Nu știu ce, și facem să fie un restaurant corect, cinstit, frumos, nu exista numele, nu exista nimic, nimic n-aveam, da. Și la un moment dat tot discutam pe nume și nu știu ce și ne-am întâlnit. Eram la bar și am băut destul de mult. Am băut și am zis, băi, nu cred că pot să mă descurc cu bucătăria și nu cred că pot să scot ceva cu adevărat. Dar uite, eu am treaba asta, am mers mulți ani de zile prin țară, am făcut proiectul Fragmente și cumva, am sursă de inspirație solidă pentru că am făcut un research destul de solid și uite, putem să facem chestia asta. Mă gândesc să construim o bucătărie afară, doar la lemn deschis, toată lumea a zis, why not? Adică... Da, noi am fost, logic, normal. Și am început mai să este construim, o chestie unică în țară. Exact, n-am mai făcut nimeni chestia asta, nici nu știam nici cu procedurile, nici cum trebuie să se construiască, nici ce trebuie să faci, nu știu, sunt constructor genial, noi am construit la modul cu cărămidă. Da, ideea doar a existat, dar după implementarea a fost un pic mai greuță, mai greoaie. M-am folosit cumva de, avem cam 4 elemente de bază și toate sunt luate de pe teritoriul României. Avem o zonă de ogeac, adică de foc deschis, unde avem țest, ceaun, folosim și tot felul de chestii, avem un cuptor bucovinean, avem inspirat dintr-un cuptor bucovinean, avem o plită mănăstirească, zonă de grătar, A5 și o afumătoare. Și toate sunt luate din anumite zone prin care am fost eu, dar bineînțeles făcute într-un stil mai nou și l-am forțat mai bine pentru a rezista, pentru că noi la țară îți dai seama, se muncește, nu știu, se gătește o duminică pe săptămână sau pe lună, exact. Folosești cuptorul ăla și atunci lutul, dacă l-am fi folosit aici, crăpa folosind în fiecare zi cuptoarele, știi? Și ne-am inspirat cumva din toată treaba asta. Și am început să construim, iar numele Soro Lume, eu l-aveam în cap de foarte mult timp, asta vreau să zic, și tot dezbăteam, bă, hai să punem așa, hai să punem așa, hai să punem. Și l-am dat tot la o șpriț, era așa, am zis, bă, uite. Da, a fost, scuză-mă că te întrerup, dar a fost foarte mișto, că ne eram băuți și ne tot gândeam, da, hai să punem așa, făceam brainstorming în timp ce beam alcool. Da, să-i punem așa, da, să-i punem așa, da, să-i punem așa. Și la un moment dat vine Mihai și zice, băi, am un nume de multă vreme notat în telefon, dar nu știu dacă o să vă placă. Și ce Soro Lume și eu cu Teo, cred noi doar trei eram, da, ăsta e, clar. Nu a fost discuție, da. Soro Lume... Știam deja și la 2-3 zile după aia deja am știut și logo-ul. Exact, și cumva Soro Lume pentru mine... Eu ți-am zis, mă gândeam la un moment dat să fac alt restaurant, dar până la un moment am făcut aici împreună cu Melinda. Și așa, ce bine, dar ce bine. Da, știu. Și pentru mine Soro Lume înseamnă multiculturalism de pe teritoriul României și încă o dată întorcându-ne la ce discutam despre research-ul ăsta al meu pe care l-am făcut,
Eu am întâlnit turci, tătari, evrei, romi, ucrainieni, maghiari și așa mai departe, de la care am învățat foarte multe și consider că influența lor pe teritoriul României este de bun augur și ne-a ajutat să creăm această mică cultură gastronomică pe care o avem și noi. Știi? Nu am vrut să părem genul de restaurant în care, știi, te așezi, nu mai voie să vorbești, nu mai voie să scrie. Asta trebuie. Nu suntem 100% fine dining, da. Suntem un casual fine dining, în sensul că tot atmosfera, după cum bine ai văzut și ai și filmat de altfel, da. E mai casual și preparatele sunt mai lucrate, dar nu... Chiar vreau să vă întreb care este conceptul restaurantului, având în vedere multiculturalismul. Da, preparatele sunt destul de lucrate, având în vedere că lucrăm doar pe foc. Deci 90% din toate tehnicile pe care le folosim sunt tehnici luate de mine de pe teritoriul României, dar transpuse într-un stil mai modern, știi? Ai văzut cum e mâncarea. Dar e lucrat, pentru foarte că bun, da. Noi ne lemnele, vin lemnele la poartă, le ducem, le tăiem, le folosim, maxim ce folosim un blender și trei plite când mai reducem niște sosuri foarte mult și avem nevoie gen de o zi de redus. Consumăm foarte mult... Ingredientele sunt de pe teritoriul țării. Exact. Ideea este că oamenii să înțeleagă că când spune că e un restaurant neoromânesc sau românesc sau așa, o să înțeleagă că înseamnă preparate de pe teritoriul țării, nu neapărat românești. Adică poate fi tătărești, țigănești, ungurești, dar sunt de pe teritoriul țării. De aici vine și denumirea de sorolume și faptul că suntem toți la oaltă, nu contează naționalitatea. Și mai mult decât atât, nu sunt preparate copiate. De aici e termenul ăsta pe care l-am dat, inspirându-mă și copiind cumva din arhitectură, e prin viziunea mea, cum văd eu lucrurile. Mă inspiră toți oamenii și fără ei, adică știi, you cannot do new school without old school. Și m-a ajutat enorm, ar fost, dar l-am avut toate preparatele, chiar dacă eu le denumesc, cum se denumesc unele dintre ele în originar, da. Sunt prin viziunea mea și prin creativitatea și cum am gândit eu lucrurile. Chiar am observat că sunt foarte creative, arată deosebit. Acum am intrat în un exemplu, un nou meniu, chiar ieri am făcut 4 preparate care vor intra în viitoare și unul dintre ele se va numi sarma. Deci ai fi așteptat să vină sarma, dar va veni o sarma care arată altfel, într-o altă structură, într-o foaie de mangol și e făcut din carne de som. Somn, nu somon. Somn de Dunăre, da. Și la bază e o smântână afumată, o seclă coaptă, adică n-are... Tu când auzi cuvântul sarma, te duci, bă, mi-aduce o sarma, știi? Dar nu, sarma poate să fie orice, e învelit într-o frunză sau de la cuvântul sarma. Da, sunt curioasă, dacă voi când ați deschis restaurantul, dacă ați avut un preparat în jurul căruia s-a conturat meniul. Să zicem, da, acest balmuș, pentru că e trecut prin foarte multe focuri și are gust și de ars și vine și cu ciupercile care sunt arse și ele cumva și smântâna care e afumată în afumătoarea noastră și așa mai departe. Da, pentru că cu preparatul ăsta, ți-am zis, e statementul meu de unde sunt eu. Dar nu m-am gândit când l-am băgat în meniu că nu o să mai scot niciodată. Dar pur și simplu oamenii nu mă lasă să scot. Adică nu, Doamne, scot și noi am mâncat. Da. Este cel mai bun. Și atunci o să rămână. Poate ăsta va fi preparatul iconic pentru solul lume, știi? Revin la ceea ce spuneai tu, că ne apropiem de final. Și am ajuns la curiozitatea mea. Având în vedere că meniul are doar 10 preparate. 9 mai exact. Acum, dar unul l-am avut în plus pentru că dacă mai apare ceva de mini sezon, să zic așa, cum a fost varza nouă de primăvară, în care am avut o 3 săptămâni super proaspătă, am mai lungit-o eu un pic, dar atunci are cea mai frumoasă textură, e cea mai frumoasă și gust, foarte nouă, poți să faci pe grătar îndelung și să se moaie, dar în același timp să rămână și crocanțeala aia. Am băgat încă unul în plus, dar care nu este listat pe meniu, știi? Adică tot timpul vine ospătarul și îți spune, uite, mai avem un preparat în plus față de meniu, care este de un sezon foarte scurt. Da, există preparate off domeniu pe care ți le prezintă de obicei ospătarii. Dar există și clienți care reacționează ciudat, nu știu, care au plecat eventual când au văzut că meniul conține atât de puține preparate. Care s-au ridicat de la masă. Da. Am avut, dar au fost, cred că, două incidente de genul. Din cauza faptului că, la început nu, că la început când am deschis restaurantul, a fost din curiozitate și au fost oameni care ne cunoșteau oarecum, adică au fost din bulă, știi? Da. Când am început să devenim un pic mai cunoscuți, să ne recomande lumea, să avem review-uri mai multe pe Google, să fim mai vizibili și online,
cumva am ieșit din bulă. Prin urmare, au venit și oameni care nu se încadrează în targetul nostru oarecum, știi? Nu neapărat de buget, ci că au alte alegeri culinare sau alte preferințe în materie de mâncare. Și atunci oamenii... Și confundă cumva ceea ce nu e neapărat vina lor, că nu, lumea zice, băi, e un restaurant românesc. Așa e. Noi tot spunem, nu este neapărat românesc, nu, e prin viziunea mea și neoromânesc cumva. Dar lumea e obișnuită și atunci vorba se duce și omul nu are nicio vină că vine aici și se așteaptă să mănânce, nu știu, o ciorbă de burtă ca la cum vrea, cum se așteaptă el să mănânce. Dar își dă seama că totul e diferit sau nu știu, scrie, ți-am spus sarma și îți vine o sarma de somn sau... Da, dar nici nu vei, uite, adică situațiile respective au fost pentru că nici nu au verificat, știi, noi avem informațiile online, avem meniu, avem poze, nu au verificat, doar li s-au recomandat cârciuma, prin urmare au venit la ea, știi, s-au așezat la masă, au văzut meniu și au plecat că au spus că nu e pe stilul lor. Da, au fost, da, nu s-a întâmplat. Am acest mic meniu, trebuie să fie gros. Asta e mai... La început, de câțiva ani deja lucrurile s-au început să se schimbe considerabil în privința asta. Adică mulți oameni din domeniu au început să vadă că less is more, adică mai puține preparate, dar să fie alea foarte bine executate. Da, și nu poți, să fii nici pe gustul tuturor, îți dai seama. Ceea ce nu e în rău, adică e bine, nu trebuie să ne placă toată lumea. S-au zis că la modul, domnule, am și eu loc să stau și noi le explicăm, noi lucrăm doar pe rezervare, încercăm, noi facem de miercuri piața, facem pre-miercuri, joi, deschidem restaurantul de miercuri, se face toată ziua, pre-joi, toată ziua și deschidem la cină. Dar practic se lucrează 5 zile pe săptămână. Pentru preparate chiar se muncește, adică tot e făcut de noi, nu există, știi, sosuri sau chestii de genul ăsta să le cumpărăm sau... Tot e făcut de la zero. Și atunci noi avem nevoie să știm cam câte persoane în aproximativ avem în ziua următoare, să știm cât să pregătim, să nu aruncăm ingrediente, să nu facem food waste și așa mai departe. Și na, oamenii mai intrau și ziceau, bă, vreau să mănânc și eu și ne legeau, bă, dar nu se poate, că noi suntem doar pe rezervă, dar masă liberă. Mai sunt oameni care intră din stradă. Și chiar dacă sunt mese libere... Dacă sunt mese libere și dacă avem... Noi avem niște intervale orare la care luăm clienții. Evident. Și un număr exact de oameni pe care putem să-i acomodăm la un interval orar. Dacă depășim numărul respectiv, încurcăm un pic și treaba pe bucătărie și adică treaba la noi pe sală și atunci... Dacă să fii atent la detalii, nu poți să scoți 50 de oameni odată, atâta timp cât tu lucrezi cu lemne și tai lemne și faci focul și așa mai departe, e foarte greu să fii atent la 50 de oameni odată care toată lumea comandă diferit și atunci suntem structurați pe sitting-uri foarte bine definite și chiar dacă masa este liberă, intri de pe stradă și vezi masa liberă, masa se va ocupa la următoarea oră. În următoarea oră, știi? Adică nu există. Există timp mort pentru a oferi răgaz bucătăriei să scoată mâncarea la timp pentru clienții care există deja până vin următorii și tot așa. Și slavă Domnului, suntem ok, adică avem clienți... Dar în general ne funcționăm pe bază de rezervări. Dacă se întâmplă să intre niște clienți din stradă și poate, nu știu, o zi mai ușoară, mai lejeră, da, mai luăm clienți, dar în general doar pe rezervări funcționăm. Da, și milităm. Și încurajăm treaba asta. E foarte important. Și în același timp încurajăm și sunatul pentru anularea rezervării, dacă se poate. La fel cum ați găsit numărul nostru de telefon să ne sunați, la fel îl puteți găsi și să anulați. Exact, la fel de important. Pentru că oamenii poate nu înțeleg. Și, na, într-un fel e normal că am fost și noi clienți și poate la început făceam același lucru. Eu țin o masă rezervată pentru o rezervare. Rezervarea aceea, dacă nu mă anunță din timp că anulează, nu pot să dau mai departe. Prin urmare, pierd bani. Ok, nu e treaba clientului asta, dar treaba clientului este dacă faci rezervare și o păstrezi masa respectivă, adică un respect reciproc, că o păstrezi și nu o dau altcuiva, să faci același lucru și să anulezi. Adică pe lângă faptul că pierdem foarte mulți bani și mai trebuie să susținem și la un moment dat o să trească să închizi, că n-ai cum, dar pe lângă asta e și foarte multă muncă de la omul care cultivă ingredientul până la omul care îl gătește, știi? Foarte captivant ceea ce spune. Dar știu că aveți treabă și nu vreau să vă mai țin, așa că vă mulțumesc foarte mult că mi-ați
acordat acest interviu. Vă mulțumesc și vouă că vă uitați la videoclipurile mele. Să faceți asta în continuare. N-am zis de conturile voastre de rețele de socializare, Instagram, Facebook. Păi să zic doar până la bete. Ibanu, vă dăm Ibanu și e suficient. Lume. Trecem în descriere. Soro.lume pe Instagram. Facebook Soro.lume. El este Mihai Iosif Toader pe Instagram. Eu sunt Meli Gem cu Y pe Instagram. Ne vedem data viitoare. Pupi, pa! Și kinetoterapie. Bună, și poate terminăm cu noi. Bună. Dacă cineva vrea să ne dea cadou un aer condiționat, nu refuzăm. Facem și reclamă. Dyson Gen.